Bună ziua, bine v-am găsit, suntem tot pe data de 5 august 2021 și mi-a tras atenția acest stup, această familie de albine față de aceasta. Iată care e diferența, cred că se vede. Și am zis să arunc o privire un pic în ea, în colonie, să văd despre ce e vorba. Deci aici va fi familia aia, să ne uităm un pic înăuntru. Eu mai vin așa de 3-4 ori pe zi la ele, mă mai uit să văd care cei. În perioada aceasta e bine de urmărit stupina cât mai bine. Și am zis hai să văd. Deci, ăsta e mai diferit față de ceilalți. Acum să vedem dacă din cauza stupului sau pur și simplu e prea aglomerat. Cu toate că eu l-am extins. Aici scrie că l-am extins pe data de 24. El consumă mai bine ulei esențial față de ceilalți. Aici este un roi natural prins din copac. Cineva m-a întrebat de oxalic. Oxalicul e dat la toată stupina. Iată, el a fost extins, e frumos. Sunt colonii mult și mai prăpădite care arată mai rău. Mai rău, dar ăsta mi-a atras atenția că stătea la urdiniș acolo. Și acum să văd, îi dau drumul în totalitate probabil. Mai aduc o ramă. Mai aduc o ramă și îi pun în partea opusă și asta este. Asta e o ramă goală. Aș putea să o luase așa pe margine, nu. N-are niciun efect, nu cred că albina mai face ceva. Stă albina și pe fundul lăzii. Chiar e curios. El e tot timpul la umbră, nu bate soarele aici decât dimineața, vreo 2 ore. Se scoate diafragma. Așa. Să văd care-i treaba cu ele. Stă afară. Vedem de ce stă afară. Sau pur și simplu eu fi cald. Asta e posibil. Are și el miere, o să fie plac această ramă. Posibil să-i fie doar cald, fiind un stup termos, în mod normal n-ar trebui, ar trebui să aibă un microclimat în acest stup.
Dar are puiet și e blocat și aici. Are puiet frumos. Da, este o matcă de din roi natural. Matcă din roi natural. Mai are ceva la arvar? Dar foarte mult loc nu se rămâne nici lui. Nu se rămâne prea mult loc datorită acelui nectar care îl mai aduce ea. Asta colonie îl aduce așa, aduce câte puțin, dar îl aduce. Aici mai are un pic, un pic de loc, mai are ceva puiet la arvar aici. Acolo ce miere văd eu cam în stupină, am zis eu că trebuie să extrag, dar chiar că trebuie să le extrag. O să vin și încep să extrag pur și simplu. Am vrut să las acele plăci pentru iarnă, dar nu cred că își are rostul. Aici e un pic de loc mai mult. Nu mai am ce să stau pe gânduri. Trebuie pur și simplu golite ramele și gata. Am văzut așa o cantitate de puiet pentru vreo 3 rame de puiet. Iată și aici, vedeți? Aici avem nectarul băgat acum, iată ce strălucește aici. Acestea vor fi crescut acele, acea miere, că nu scot, această miere aici va rămâne. Asta e rama, o ramă mai urâtă, i-am dat-o să bage miere în ea și asta a făcut. Deci, a venit și a băgat miere. Pur și simplu e cald de aceasta afară. Când celulele sunt pline cu miere, atunci spațiul
se micșorează foarte tare la albinuțe și stau afară. E o temperatură mai bună. Cu toate că ar mai avea loc aici. Ar mai avea. Bun, deci pur și simplu e cald. Această colonie e un pic mai cald. Bun, cred că e ceva mai problemă, dar... Bine, cam așa arată. Muloi natural de anul acesta. Mi se va elibera lada și o să schimb din această lada. Nu iernesc în lada asta. Iată, îi las aici un pic de loc. Să aibă loc. Bine, nici intenția mea nu este să iernesc cu ele puternice, da? Am și puternici. Și ăsta e mai micuț așa. O să fie mai micuț. Bun, am văzut cam care e situația. O să-i pun acea ramă, că e goală. Dacă dorește ea să mai bage miere. Asta e ramă cu miere și eu bag aici ramă. Deci această ramă albă așa arată, dacă dorește să mai bage ea ceva aici, e bine. Și nu-i mai pun deloc diafragma aici, oricum nu mai încape, lasă așa. Văd că e un pic mai cald fiind stupul ăsta de polistiren. Bun, cam atâta la această filmă. Punem oxalicul. M-a întrebat cineva cum arată ramele, dar n-au nicio treabă ramele. Oxalicul se va evapora în colonia, adică așa e gândit. Folia le-o pun oricum deasupra, chiar dacă le e caldă. Acum se vor mai aerisi. Siropul încă le-a bine. Deci ăsta-i tratament. Nu e nicio problemă. Bun. Cam atât.